vom discuta despre coronavirus la fiecare conferință de presă, pentru că este problema cea mai importantă din punctul meu de vedere, care trebuie să o gestionăm. Noi, autoritățile locale, împreună cu DSP-ul, cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Așa cum am anunțat în Facebook, am avut o întâlnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în cursul zilei de vineri. Sigur că am luat niște măsuri. În primul rând, am dispus la toate instituții publice să facă dezinfecție totală ori de câte ori au posibilitatea, să se aprovizioneze cu un stoc de măști acolo unde este posibil, să nu ne trebuiască vorba românului. Iar pentru corecta informare, vom scoate astăzi la tipar 30.000 de exemplare cu coronavirusul, ce înseamnă, cum se previne, cum se transmite. La fel de important, Primăria Municipiului Suceava a rectificat la sfârșitul săptămânii trecute, în ședința de joi, suma de 100.000 de lei, cu care am închiriat un spațiu pentru carantină în Municipiul Suceava, pe teritoriul Municipiului Suceava, și la fel avem un contract cadru cu o firmă de catering, prin care putem aduce apă și mâncare persoanelor care sunt autoizolate la domiciliu. Din informațiile care le am, zilele fluctuează, avem astăzi 34 de persoane autoizolate la municipiu, autoizolate la domiciliu în municipiul Suceava. Din aceste persoane, noi le contactăm în fiecare zi prin poliția locală și le ducem apă și mâncare la cei care doresc. În cursul zilei de ieri au dorit 6 persoane să le ducem apă și mâncare. În urma discuției pe care am avut în această dimineață și îmi dă raport în fiecare dimineață domnul director al poliției locale, domnul Duroftei, astăzi vom duce apă și mâncare la 4 persoane. Deci noi le sunăm, le sună și cei de la DSP să le ia temperatura și așa mai departe, să le spună procedurile. Noi, din acest punct de vedere administrativ, vrem să le asigurăm hrana necesară și măsura în care este nevoie. Să le facem cumpărături, să le aducem medicamente. Deci este o situație destul de delicată pe care trebuie să o gestionăm. Realitatea este că este doar de-abia începutul, vedem ce urmează în perioada următoare și în funcție de asta, sigur că prin întâlnirii care vom avea la nivelul Comitetului în situații de urgență, la nivelul județean, la nivel local, vom lua măsurile care se impun. Deci tratăm această problemă cu toată responsabilitatea. Așa cum se știe, noi am făcut dezinfecție totală sâmbătă trecută în sediul primăriei municipiului Suceava, la fel și la cea din Burdujeni. Vom face periodic acest lucru. Avem măști, am mai cumpărat încă 2500 de măști, să nu ne trebuiască, pentru salariați din primărie, pentru cei care vin și au treabă la primărie. Vă spun, cei care doresc să folosească o masă, mască, le punem la dispoziție. Deci cam asta este legat de coronavirus. Am o listă de nume, nu știu, nu spune vârsta acolo. Am o listă de nume, sigur, mai multe date se pot lua de la DSP, ei gestionează aceste lucruri. Din câte știu eu, sunt familii, unii care au intrat sau, mă rog, vin din zone care ar fi predispuse pentru coronavirus. Deci, pe total, 34 de persoane. Aceste date le gestionează direcția DSP-ul. Nu vreau să dau date contradictorii. V-am spus, eu am o listă cu persoane, 34, la care numere de telefon, la care poliția locală îi contactează zilnic din acest punct de vedere. A vedea dacă au nevoie de ceva, de cele materiale, apă, hrană, medicamente. Restul, cum îi gestionează, cu temperatura, cum îi sfătuiește, se ocupă mai departe DSP-ul.